De fapt, situația poate avea două aspecte, două direcții din care să vină această poveste a trecutului. Traumele, suferințele, nemulțumirile, durerile prin care am trecut și care ne afectează, ne-au afectat atât de tare încât cumva le resimțim și astăzi, le aducem în prezent, cel puțin în memoria noastră. O parte din noi rămâne blocată acolo. Și deși se află în prezent, persoana respectivă reacționează la stimuli din prezent, care au de-a face cu situația actuală, ca și când ar fi trecutul. Există doar o identificare între stimulul din prezent și stimulul din trecut, în schimb reacția persoanelor respective în fața acestor stimuli, care sunt alții, doar seamănă, reacționează la fel. E ca și cum au rămas blocate într-o buclă temporală. Corpul lor îmbătrânește, ridurile apar, viața cumva se consumă, energia se reduce și totuși ei reacționează cum au reacționat poate la 17, 25 sau 32 de ani când au avut dificultatea, trauma sau rana respectivă, neînțelegerea, conflictul respectiv. Mai există însă un aspect, cel al situațiilor pozitive, al situațiilor de bucurie, de reușită, de succes. Nimic nu durează veșnic. Și acestea au fost și la un moment dat poate nu mai sunt. S-au terminat, nu mai sunt posibile astăzi. S-au încheiat. Și au încheiat cumva în mod natural ciclul de existență, de viață. Și în acestea noi putem rămâne agățați. Sunt oameni care nu sunt agățați neapărat de suferințe, de rând din trecut, ci de succese din trecut. Și ei trăiesc în prezent din acele situații. Ca și când ar fi valabil trecutul. Vezi, deci există două aspecte. Și dacă prima categorie poate fi, dacă ar fi să alegem care dintre ele se depășește mai ușor, prima categorie se depășește mai ușor. A doua, în mod straniu, deși e vorba despre lucruri plăcute, succese, reușite din trecut, atașamentul de ele e chiar mai mare și posibilitățile de a le depăși sunt chiar mai mici. Nu înseamnă că nu există. Oricine are aceste posibilități, aceste resurse. Doar că dăm drumul mai greu la ceea ce ne place, decât la ceea ce nu ne place. Ceea ce ne doare, ceea ce nu ne place, în mod cumva firesc căutăm să îndepărtăm din viața noastră, să scăpăm de ce nu ne place. Dacă avem un cui în talpă, o să ne oprim sau ne-a intrat o pietricică. Știm cu toții, mergem pe munte și ne-a intrat o pietricică în pantof sau în bocanc. Nu prea ne place, ne oprim undeva, facem o escală și scoatem pietricica din pantofi. Dar dacă e ceva care ne aduce plăcere, nu durere, mai greu îi dăm drumul. Mult mai greu. Și apare situația în care o relație fericită, să zicem, s-a încheiat din diferite motive. Persoana respectivă a ales un alt drum. Persoana respectivă a plecat din această viață. Se întâmplă. Și acea relație fericită s-a încheiat. Aceste persoane care nu înțeleg înregistrează totuși o traumă chiar și în această direcție. Nu înțeleg că s-a terminat și nu găsesc resurse să meargă înainte libere. Deci atât că avem ambele fațete. Și când ceva ne deranjează, ne-a supărat, ne-a tulburat, ne-a produs suferință, dar și când ceva ne-a produs atât de multă plăcere și bucurie încât noi am rămas agățați, atașați de aceste bucurii și plăceri.